workshop-ul mobil. Hai cu apa. Ok. Două seara, că l-am văzut. Ok. Ne-am luat niște banane prăjite și cartofi dulci. Prăjiți. Începem ziua cu jackfruit cumpărat din piață. Pornim spre Campot. Doi trandafiri călcați, trei de fapt. Am plătit cel mai scump bilet de bus pentru mai puțin de 30 de kilometri, 3 dolari. Nu am găsit nicio variantă mai ieftină. Plus că în alte părți erau 4-5 dolari chiar. Alte companii. Thank you. Oh, sau e puțaș? Oh, nice. Cool. Azi ne-am hotărât să mai mergem vara asta în Ibița să lucrăm, să mai strângem niște bănuți. Pentru noi călătorii, că se duc foarte repede bănuții. Asfaltează. În 25 de minute am ajuns în Campot. Hello. Am nimerit cazarea lângă terminalul de bus Capitol. Un magazin de cumpărat bambus. Campot. De multe ori îți vine să zici compot? Compot. Guest House Marking. Încă parte de în Campot. Ce parte de? Ce să dăm? Scooterul 5 dolari pe zi. La etajul 2? Da. Cât a costat? 70 de mii. $8 sau cât? $9 sau cât? Mai mult? Nu știu. Nu, $9 după asta. Cu aer condiționat? Nu. Hai. De ce n-ai? Telecomanda la TV. Plus baie. N-are plastic de sânțări? N-are plastic de sânțări, shit. Fiecare cu patru, ia? Campot! Ce terasă minunată avem! O întrebare de baraj. Ce poți face când ești de la cazare? 1. Iei un coconat. Și 2. Te pui să mănânci ceva. Primul lucru pe care îl faci când ajungi într-un loc nou, cauți mâncare, pentru că trebuie să te hrănești că n-ai încotro. Vom merge pe Riverside. Riverside, aici e hub-ul de mâncare. Dar nu înainte să mergem să luăm pe Paul de la hotel, că ne-a zis unde stă. Paul este? Bătrânelul din bus care călătorește. L-am cunoscut în busul
din Phnom Penh, atunci când am venit și am stat în Kep. Are vreo 60 de ani. Nu, are mai mult. 70, poate? Păi cea că gagica lui are vreo 90 de ani. Da. Fosta lui gagica. Riverside. Ne așteptam să vedem râul, dar se pare că e acest un gard albastru. Durianu. Coconați, pepeni. Secret. Mai ce zonă de durian? Zona de durian, da? Porumb. Riverside. Hai că e mai frumos ca Cape. Am fost să dăm de pol, dar nu am dat la hotel. Poate pe strada asta, la terasă. Cât de simplu a fost, ne-au arătat actele la toți oamenii care au bazat străini. Cât de ușor poți să obții informații despre anumiți oameni, dacă vrei. Poză cu pașaportul, direct. Poză cu pașaportul, al lui X, al lui Y. Să începem, cum se numea, că nu mai țin minte. Kimchi, ceva de genul ăsta. Kimchi, sau ceva de genul ăsta. Ce gust are, că nu mai știu, nici gustul nu. Are legume înăuntru. Are legume înăuntru, sos de soia. Să vedem. 50 de cenți, nu? Da. Nu, 1000. 1000, uf, 25 de cenți. Asta e. Am mai adăugat câteva și le-a tăiat omul. Am luat 3 în total. Sub un dolar, 75 de cenți pentru un castron cu kimchi. Kimchi. Ai onoarea. E puțin cam picant, nu? Puțin, da. Terminal de busuri sau ceva. Cât de interesant arată clădirea. Da. Apusul. On the river. Ce tare sunt bancile astea. Apusul. În prima linie. Au venit femeile astea de la pește. Să nu zici că l-a prins. Să vedem. Momentul adevărat. Monstru. Monstru. Cine știe ce a prins? Un pantof? Un cauciuc. Mamă, așa greu să fie? Nu, no, s-a blocat. S-a blocat, da. S-a blocat, da. Mare accident de pitici. Yes.
să vedem ce loc aici, plajă. Porumbul. Well, you've got many places to go. Yeah, you haven't got time to... Bowl, înapoi. Ne-am întâlnit cu el. Small it's a, world. It's like this. It's not a big world. It is quite small, but the paths around it are quite small. You go to Thailand up there, you might meet somebody up there. You go to South America, you road around, you go this, you go that, you go back to the road. Kept bumping into people. Where you go? I'll see you down in Chile, perhaps. You see somebody with white hair. Am stat cu Paul la discuții până acum. A călătorit în o grămadă de țări. Mi-a spus că e în Cambodgia din anul 1999 și a călătorit în aproape 100 de țări. Are și un copil. Între timp a înfiat un copil din Cambodgia, un băiat care acum are 20 și ceva de ani. Ce am rămas de la Paul a zis că I'm not saving for rainy days. It's raining. A zis așa că nu strânge pentru zile ploioase. Deja sunt zile ploioase pentru care deja plouă pentru că are 70